Un medicament, ca să ajungă din laboratorul unei companii farmaceutice în farmacie, da? Deci ca etape, după ce a fost inventat medicamentul respectiv, producătorul, da, obține ceea ce se numește un brevet de invenție, adică statul, în general, la nivelul Uniunii Europene și în lume în general, el obține un patent. El, potrivit legii actuale, timp de 20 de ani, are acest drept asupra invenției lui, poate să-l vândă, îi trebuie ceea ce se numește autorizație de punere pe piață, APP-ul, în limbajul tehnicienilor, specialiștilor, experților. APP-ul ăsta ce înseamnă? Înseamnă că un organism verifică calitățile, efectele terapeutice, deci tot ce înseamnă, este un proces extrem de laborios, și în final, pe baza unor studii clinice care se fac, un organism abilitat spune da, acest medicament este sigur pentru sănătatea omului sau are anumite restricții, anumite efecte adverse și se dă ceea ce se numește autorizație de punere pe piață. Dintre acest moment de autorizare de punere pe piață și intrarea medicamentului pe listă, adică gratuit pentru pacienți, intervine un alt segment, o altă etapă importantă, se numește HTA, da, e o abreviere din engleză, înseamnă evaluarea tehnologiilor medicale. Aici discuția nu se poartă doar strict pe aspectele terapeutice, e bun din punct de vedere medical. Aici discuția se poartă și în funcție de prețul medicamentului. O fi bun medicamentul, dar avem noi bani cât să asigurăm sistemul românesc de HTA, așa cum e el făcut. Practic, nu este decât un sistem aritmetic, contabil. Concret, compania farmaceutică vine cu o cerere și un dosar, iar funcționarul de la Agenția Națională a Medicamentului bifează într-un tabel îndeplinirea anumitor criterii. Criteriile care ar fi? În ce măsură un medicament este compensat în alte țări? Dacă e compensat în 7 țări, primești un punct. Dacă e compensat în alte 10 țări, primești 2 puncte. Da? Deci e aritmetică, nu e o evaluare pe valoarea medicamentului. Dacă a fost evaluat de agențiile HTA din Franța, din Germania, Scoția, Marea Britanie. Astea sunt criterii. Cu alte cuvinte, alții fac HTA-ul adevărat, evaluarea medicamentului în sine, aici noi doar bifăm, ne legăm de ei. Da? Și punem câte o bifă. Da? Dacă obții această evaluare, să zicem că obții necondiționată. Necondiționată înseamnă că medicamentul ăla e atât de bun și din punct de vedere medical și din punct de vedere preț, încât îl băgăm direct pe lista de compensat. Mai urmează o fază. Faza de elaborare a unui proiect de hotărâre de guvern. Adică ministerul trebuie să elaboreze un proiect de hotărâre de guvern, proiectul e inițiat de minister, e semnat de Casa de Asigurări, avizat de Agenția Națională a Medicamentului, în final ajunge pe masa guvernului și este aprobat. Intră în dezbatere publică și așa mai departe. Această cifră, numărul de pacienți eligibil, o stabilește o comisie de specialitate, da, în patologia respectivă, din Ministerul Sănătății. Problema că această cifră fie este stabilită cu întârziere, pentru că sunt situații în care nu vreau să dau nume nici de medicament, nici de patologie, să nu se supere nimeni pe mine, în care nici la acest moment, timp de 3 ani de zile, nu avem un număr de pacienți eligibili. Deci pentru o boală, pentru un astfel de medicament care așteaptă, nu se poate realiza negocierea că n-ai pe ce, că nu știi câți pacienți sunt în discuție. Pentru că acea comisie n-a dat nici la acest moment, timp de 3 ani de zile, număr. Toate termenele însumate, strict cu ordinul în față, cu legea în față în care sunt prevăzute termenele, toate însumate, deci din momentul în care s-a depus cerere pentru evaluare până în momentul în care ajunge în hotărârea de guvern 720, deci pe medicamentele compensate, toate termenele ajung undeva la peste 340 de zile. Legal. Un an întreg. Un an întreg. Și la aceste 340 de zile, dacă nu avem autorizare centralizată, adică dată de Agenția Europeană și depune la noi în țară un producător, se mai adaugă încă 210 zile. Deci, practic, un medicament, pe legea de acum,
Da? Un an jumate. Un an jumate durează legal. Legal.